Dar tu când erai copil, cu cine țineai? Cu Dinamo. Cu Dinamo? Da. Hai că asta e tare. Și ieri Iovan a spus același lucru. Cu Dinamo până am plecat la Steaua. Când ai plecat la Steaua? Nu când eram copil. Până am plecat la Steaua și încă probabil că nu poți să zici că de nu mai... De mâine gata. Da. Adică nu... Și ușor, deci, ușor... performanțele de la Steaua te-au transformat cumva... Exact. În... Și grupul care era acolo, pentru că eram o familie acolo. Era ceva super. Mai ales că cu Victor Pițurcă, că se știe, stăteai câte 2-3 zile prin cantonament, adică când jucai sâmbătă, miercuri, sâmbătă, stăteai aproape toată săptămâna în cantonament. Adică și omogenitatea asta care o aveam, stăteam mai mult aproape cu colegii decât cu familia acasă. Da. Și rezultatele și victorile și înfrângerile, eu știu, eram toți acolo și n-ai cum să pleci, să spui niciodată că nu simți nimic pentru echipa respectivă. Cum simți pentru toate echipele care ai jucat. Acum, în momentul de față, când te uiți la derby de România, mă rog, să-i spunem FCSB, fostă Steaua, Dinamo, cu cine ții? Nu mă întreba. Nu, țin și cu una și cu alta, pe cuvânt. Adică nu, a rămas și Dinamo, dacă eu am fost dinamovist 28 de ani. Deci, dinamovist, înfocat. Adică probabil dacă înfocat, da? Da, și în 2 ani jumate, 2 ani să zic că m-am schimbat puțin, adică e și normal când joci acolo să poți să pui cum puțin suflet. Cum ai spus tu, atmosfera, rezultatele. Dar, până la urmă? Eu am fost antrenor și la Dinamo. Eu am pe copilul meu la da. Dinamo, la juniorul lui Dinamo. Deci ești împărțit total. Exact. Adică nu țin cu o echipă anume când e... Eu sunt cine câștigă, mai ales că sunt în meseria asta de antrenor, nu pot să-mi permit să zic că țin cu o echipă sau altă. Și nu o să zic niciodată în viața mea că țin cu o echipă sau altă. Pentru că eu sunt, mă consider profesionist, acolo unde mă duc, trebuie să-mi fac treaba.